activități și colaborări comune, să fie armonizare legislației naționale și aici deschid o paranteză, nu ține atât numai legislația Republicii Moldova, cât și a României, la IQ-ul Uniunii Europene. Este o temă foarte actuală, cheie, se lucrează pe ambele maluri și aici ONG-urile și-ar găsi diferite probleme de implementare, ca să zic eu, acestui aspect. S-ar putea, mai târziu o să trecem și la varianta de lucru sau la posibilitățile de lucru de implicare a ONG-urilor. Aici noi, când spunem armonizare legislației, poate deschide paranteza asupra aspectelor economice, sociale, politicilor de tineret, deci și politice, de ce? Deci toate aspectele în vederea ceea ce ține de acțiunea Uniunii Europene. Noi am vorbit la ședințele anterioare că există deja o bază de date care a fost de informatică, ca să zic eu, de legislație Uniunii Europene, deja tradusă în varianta română, care a fost pusă la dispoziția Republicii Moldova. În activitatea noastră, în practica Agenției Ex-Lege, noi ne-am ciocnit de aspect că totuși există decalaj în varianta românească tradusă și varianta englezească originală, engleză, în cel scuze, originală, ce ține anume de implementare sau armonizare legislației naționale. Și în cazul acesta, prezența unor experți din România, specialiști în domeniu, care au experiență în implementarea sau în armonizarea legislației din România la IQ-ul Uniunii Europene, pentru noi a fost benefică. Forma de lucru aici ar putea să fie diferită, deci nu dorim să evităm seminarele de instruire, am spus, a fost prezența expertului din România, în Republica Moldova și a lucrat în ministere concrete, în care, deci fie economiei ministerul, fie în Ministerul Agriculturii, a lucrat ca specialist în armonizarea legislației ce ține de ministerul respectiv, instruindu-l și petrecând deci, un timp de experiență practic în acest domeniu. Mergem mai departe. Noi am axat așa un fel de transfer de experiență, tot ceea ce am vorbit anterior, baza de date, crearea bazei de date. Lucrul ăsta este o problemă care mi-ar interesa și ar putea să se implice toate ONG-urile. Aici nu deschid paranteză care forme de lucru ar putea fi aplicate, pentru că a fost sugerat când am lucrat împreună, am spus că era vorba de un site comun, s-a propus încă o formă de lucru, deci de alegerea unui secretariat comun, implicarea fondului în rezolvarea acestor probleme, ar fi mai multe forme. O altă problemă prioritară și importantă pentru, atât pentru România cât și pentru Republica Moldova este sistemul electoral. Tot ce ține de experiența electorală și împreună cu colegii care am lucrat cu grupul de lucru, am spus că în domeniul acesta poate fi perfectat la infinit și oricum e perfect, nu o fi niciodată. Tot ce este notoriu, ce este nou, deci aici ar fi oportun discuțiile comune, schimbul de experiență, chiar inițiative de perfectare a legislației vis-a-vis de codul electoral și nu numai, aici sunt aspecte, deci ce țin de implicarea societății civile la îmbunătățirea sistemului electoral în general și accesul fie a tinerilor, fie a altor categorii sociale, anume la acest sistem. În continuare am spus capacitatea administrației publice, deci pregătirea administrației publice și implicarea în rezolvarea problemelor atât de ordin social, economic, chiar și politică unele cazuri. Este tot o idee cheie care inepuizabilă și destul de actuală atât la dumneavoastră. Aici ar putea să fie schimb de experiență. Ar putea să existe proiecte comune care ar putea să implice, de exemplu, autorități administrative publice din România cu autorități din Republica Moldova, concret fie comune, fie, deci, poate nu pe acei beneficiari care au fost mai des implicați în asemenea activități, dar acei care nu sunt instruiți și au fost undeva marginalizați în această activitate. Am vorbit noi despre managementul crizei, aici am deschis un șir de paranteze și am spus că România are o bună practică în ceea ce ține managementul situațiilor de criză în general. Lucrul ăsta la noi în Republica Moldova, din câte eu știu, nu s-a făcut, n-am auzit și în general ar fi o chestiune nouă care chiar la moment, ascultând colegii din România, mi-am dat seama că este o
un aspect care ar putea să rezească interes și curiozitate. Noi când vorbim, avem un șir întreg de pături sociale, cetățeni care suferă criză și sunt legate de aspect, iarăși, economic, social și aici implică, practic, denumirea tuturor ONG-urilor care le-am auzit eu la acest forum și activitățile lor anume pentru managementul crizei și depășirea ei. Am vorbit despre criza constituțională. Ei, la moment în Republica Moldova, aici ar putea, de aceea este o continuitate a ideii precedente, implicarea ca să zic eu, aici avem și experți, avem nume notorii și cei ce ține de drept constituțional Republica Moldova, este școala românească de bază, chiar dacă vreți, tratatele de drept constituțional sunt cărțile cheie care sunt de cele românești, autorilor români, sunt cărți cheie după care se studiază Republica Moldova. Aici experiența România ne-ar putea fi benefică. Deci, la nivel, ce să vă zic, consolidarea capacității curții constituționale, știu, schimb de experiență și pe justiție constituțională în domeniul ăsta. O altă idee, accesul la informații de interes public. Când spun lucrul ăsta, cred că putem găsi diferite forme de a pune la dispoziție accesul la informații a tuturor categoriilor și eu m-am axat acum ca să dau un exemplu, mi-a venit așa tinerilor, de exemplu, promovarea acestui drept la informație, nu numai, a diferitor categorii, pentru că avem acest interes public, am putea să facem diferite instruiri în sensul dat, dar iarăși alegând alte forme de lucru, o să trecem mai târziu și o să zic, poate mi-a să face. Transparența decizională și implicarea cetățenilor la procesul decizional. Este o problemă interesantă, foarte vigilită, este legată chiar, să zic eu, de prerogativele care le are Uniunea Europeană. Este important acest aspect și noi l-am crezut la momentul dat, adică credem că este, își merită să-și aibă locul priorități. Protecția consumatorului, iarăși este unul din aspectele care poate fi perfectat iarăși la infinit, pentru că criza încă mai acut s-a pronunțat asupra consumatorului și în felul ăsta avem de propus diferite modalități de soluționare a acestui aspect. Iarăși, accesul la serviciile publice, educație, social, sănătate, a tuturor categoriilor și aici noi am subliniat chiar începând de la minorități, am zis, noi am și exemplu romelor și nu numai, a tuturor pătrilor care se află în situații dificultate. Am vorbit despre medierea comunitară. Este un lucru foarte interesant. Colegilor din România ne-au spus că noi activăm, avem lege, avem Consiliul de Mediere, avem o experiență. Am zis chiar, fac parte din Consiliul de Mediere al Republicii Moldova, sunt mediator autorizat. În cazul dat, medierea comunitară este un aspect foarte important, ar implica și autoritățile publice și societatea civilă. Am putea aici să facem chiar parteneriate în acest domeniu. Este un domeniu foarte interesant și eu am zis că sunt sper și fac o paranteză că toți acei care sunt inițiați în mediere, o să vă spunem că sunt cei care nu au lege, nu au legislație în domeniul medierii concrete, de exemplu cazul Angliei, când ei lucrează conform codului civil și mediază de ani de zile, de buni zeci de ani de zile, aplică medierea. Am vorbit despre supremația legii în toate aspectele puse, pentru că noi am ieșit și parteneriatul public privat. Noi am reieșit din buna guvernare și tot ce presupune buna guvernare. Și tot ce a dat dumneavoastră acum prezentat ca rezultat a grupului de lucru a fost axat pe ideile unei bune guvernări. Sunt instrumente cheie. Ce am propus noi ca soluții? Așa, am vorbit despre consultanță în loc de seminar cu învăluire, cu venirea unor experți concret, lucrul ăsta v-am spus, din domenii prioritare, fie din Republica Moldova în România și invers, din România în Republica Moldova, în dependență de domeniu și de experiența lor. Am vorbit despre schimbul de experiențe prin vizite de studiu și evaluare preventivă a diferitor situații. Am vorbit despre
rețele tematice, deci crearea unor ONG-uri, am spus noi, chiar am avut o formulare inițială, alta, am spus coaliție, da, de ONG-uri în cazul dat, și am vorbit, este o soluție, în opinia noastră importantă, incluirea formatorilor. Deci fie din Republica Moldova în România, fie invers de România în Republica Moldova. Asta așa am subțint din rezultatele care le-am tot noi.